Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. În plină pandemie de COVID-19, cu un val 4 extrem de agresiv, Spitalul Bârlădean se confruntă cu o situație fără precedent. Nu are din luna decembrie 2020 director medical. În urma demisiei medicului Vladislav Aftene, demisie de care chiar și primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boroș, a aflat după 3 luni, adică abia în martie, postul de director medical a rămas liber. Nici în ziua de astăzi postul nu este ocupat, astfel că medicii din Spitalul Bârlădean sunt conduși de un economist. Amânările concursurilor pentru posturile de conducere ale Spitalului Bârlădean sunt deja penibile. Atât concursul pentru postul de manager, cât și cel pentru postul de director medical s-au amânat pe motiv că președinții comisiilor de examen, ambii profesori doctori, nu au venit la discutarea și aprobarea dosarelor depuse. Motivele nu mai contează. La concursul de manager, profesoara de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași nu a venit că era gheață pe șosea în luna martie, iar cel din august pentru postul de director medical, profesor doctor Gheorghe Tinică, șeful clinic Clinicii de cardiologie din Iași, moldovean din Republica Moldova la origine, nu a venit pentru că, am aflat pe surse, avea de făcut o operație foarte importantă. Și uite așa, amânările pentru posturile cheie de la spitalul din Bârlad au făcut din acesta o instituție sanitară cu interimari la conducere, cu medici conduși de economiști în timpul unei pandemii care ia amploare. Demiterea guvernului Câțu prin moțiunea de cenzură aprobată de Parlamentul României nu este motiv de bucurie pentru edilii vaslueni. OAT-urile au în derulare un număr mare de proiecte care necesită finanțare, iar pe o perioadă de instabilitate politică este foarte greu ca investițiile să fie duse la finalizare. Tocmai de aceea este nevoie de instalarea cât mai rapidă a unei echipe la Palatul Victoria, care să preia sarcinile guvernării. Dacă așa s-a hotărât la nivelul partidelor să facă moțiune de cenzură, este foarte bine, dar să se apuce de treabă odată, deoarece nu avem timp de așteptat. Proiectele sunt cu termene de implementare, depășim termenele de punere în funcțiune ale investițiilor. Nu putem lăsa lucrurile la voia întâmplării. Să vedeți, o să vină o perioadă cu un guvern interimar până când se va hotărî pe cine să numească președintele. Iar mai trece timp, iar mai există incertitudine, a spus Neculai Moraru, primarul comunei Fălciu. Polițiștii vasluieni au deslușit misterul incendierii mașinii de lux din Vaslui, iar concluzia este clară. A fost vorba despre o mână criminală. O ceartă între doi bărbați despre care-i mai șmecher a dus la această răzbunare în stil mafiot. Fratele proprietarei mașinii Porsche Cayenne a făcut o tură cu autoturismul de lux, iar vecinul său l-a văzut și l-a șicanat, spunându-i că s-a ajuns. Replicile tăioase i-au încins pe cei doi bărbați. Aceștia s-au certat într-un bar ziua, iar în cursul nopții piromanul a decis să-i dea o lecție și a incendiat mașina. Acum autorul, un bărbat de 34 de ani, a fost reținut și urmează să fie prezentat în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă, fiind acuzat de distrugere. De ziua educației, liderul Federației Sindicatelor din Educație a expus neregulile sistemului de învățământ îmbolnăvit printr-un manifest. Simion Hăcescu spune că profesorii români au cele mai mici salarii din educație din toată Europa, iar condițiile în care trebuie să-și facă treaba lasă de dorit. Liderul consideră că nu ne aflăm în situația în care putem sărbători educația, având în vedere disprețul pe care îl are clasa politică față de sistemele de sănătate și educație. Disprețul de care a dat dovadă această clasă politică față de sistemul de sănătate, dar și față de cel de educație, a transformat România într-o țară în care drepturile fundamentale ale cetățenilor săi nu sunt respectate, a scris acesta. Vasluienii au acces doar la slujbe plătite cu salariul minim. Cele peste 500 de locuri de muncă disponibile pe care le-a anunțat Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui în ultima săptămână pot părea o ofertă bună și diversificată. Comparând însă cu alte județe, se constată că sunt nu numai cele mai puține, dar și cele mai proaste din punct de vedere salarial. Dacă în Bacău oferta salarială medie este între 644 și 768 de euro pe lună, în Vaslui aceasta nu depășește 300 de euro. Silvicultorii vasluieni au exportat măceșe în Germania și Olanda. Direcția Silvică Vaslui a desfășurat și în acest an campania de recoltare a fructelor de pădure. În urma campaniei s-au strâns 40 de tone de măceșe. La fel ca și în anii trecuți, la acțiune au luat parte lucrători silvici și cetățeni din județul Vaslui, de la care au fost achiziționate fructele de pădure. Fructele de pădure ecologice culese în județul Vaslui au fost exportate în Germania și Olanda. După procesare, produsele alimentare, cosmetice și farmaceutice urmează
să ajungă în țări din toată lumea. Pe lângă fructe de pădure, Direcția Silvică Vaslui a recoltat și în acest an 20 de tone de plante medicinale uscate. Este vorba despre floare de tei, păducel și soc. Plantele au fost livrate unor agenți economici de pe piața internă, cu care instituția a încheiat contracte. Cătălin Idricianu, directorul Direcției Silvice Vaslui, a precizat că anul acesta a fost o campanie mult mai bună în comparație cu anul trecut. Fermierii vasluieni preferă să cultive grâu și porumb în locul plantelor aromatice. Ajutorul de minimis acordat producătorilor agricoli care cultivă plante aromatice nu a avut succes în județul Vaslui. Cum aceste culturi se întrețin mai greu, fermierii preferă să cultive grâu și porumb. Cererile de înscriere în programul pentru susținerea producției de plante aromatice pentru anul 2021 s-au depus în perioada 19-30 iunie inclusiv. Avem 3 fermieri care vor primi ajutor de minimis. Aceștia au înființat culturi de plante aromatice pe o suprafață totală de 30,3 hectare. Este vorba despre 2 cereri pentru o suprafață de 1,34 de hectare cultivată cu cimbru și o cerere pentru o suprafață de 28,96 de hectare cu muștar. Subvenția pentru cimbru este de 3.400 de euro pe hectar, iar la muștar de 1.050 de euro pe hectar. Plata subvenției se va realiza până la sfârșitul acestui an, a spus Răzvan Arteni, directorul APIA Vaslui. O învățătoare din județul Vaslui, din Bahnari, de 45 de ani, a fost condamnată la 140 de zile amendă, care se pot transforma în zile de închisoare în cazul în care aceasta nu achită. Femeia a fost prinsă într-un supermarket în timp ce îndesa mai multe produse în buzunare, printre care mai multe feluri de mâncare de pisici, fiind însoțită de fiica sa minoră, dar și de o prietenă. Cele trei au încercat să sustragă 10 de bunuri din magazin, însă planul le-a fost dejucat de paznici, care au urmărit pe camerele de supraveghere întreaga aventură. Acestora, deși femeile au recunoscut fapta, sentința pronunțată la finalul lunii septembrie nu este definitivă. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.